Azi, la ora 15, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat revocarea stării de alertă în județele afectate de ninsori abundente. A fost semnalul că deja zăpada nu mai creează probleme în România, iar comitetele județene pentru situații de urgență pot lua o pauză până la următoarea atenționare meteorologică. Este totuși și momentul recunoașterii meritelor tuturor celor care s-au implicat în acțiunile de dezăpezire și de salvare de vieți, moment de care a profitat și premierul Victor Ponta. Mulțumesc tuturor celor care au stat în frig, și-au făcut treaba, au coordonat de la nivelul fiecarei instituții implicate. Vorbesc de inspectoratul și inspectoratele județene pentru situații de urgență, jandarmi, poliție, armata acolo unde a intervenit pentru salvarea vieților omenești, nu ca să dea zăpada, poate a înțeles toată lumea acest lucru, că asta se întâmplă în toate țările europene. Pentru salvarea vieților omenești intervine armata, CNADNR, toți ceilalți. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați făcut datoria. Dat fiind că se anunță temperaturi pozitive, iar zăpada se va transforma în curând în apă, inevitabil vor apărea și inundațiile. De altfel, chiar primul ministru le-a cerut prefecților să fie pregătiți și să ia toate măsurile de siguranță. Viscolul și ninsorile nu au afectat însă doar România. Slovenia este una dintre țările care a solicitat sprijin internațional, întrucât tot sistemul energetic este la pământ. România își va oferi sprijinul prin două generatoare de mare putere oferite de compania electrică.